dimineața. Din nou bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în exclusivitate pentru Antena 3. Domnul Nelu Tătaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, ne-a adus ce ultimele vești despre acest scenariu nefericit care, iată, domnule Tătaru, s-a adeverit și, din păcate, pentru țara noastră vorbim de primul caz de coronavirus. Vreau să-mi spuneți ce s-a schimbat de aseară până acum și ce alte noutăți mai aveți. Da. Bună dimineața! Este un scenariu pe care noi l-am avut în vedere încă de când am conceput tot ce înseamnă proceduri și protocoale pentru monitorizarea și managementul viitoarelor cazuri de infecție coronavirus. Managementul primului caz n-a schimbat în mare parte deosebit, să spunem, doar că cei care au fost ai românului detectat coronavirus pozitiv trec într-o carantină, până acum erau într-o izolare. Rămâne, ce țin să menționez, că toți cei 7 membri ai familiei sunt negativi la testarea coronavirus, ei intră în carantină, vor fi monitorizați, evaluați, iar la sfârșitul celor 14 zile va mai fi o evaluare la interval de 24 de ore. Dacă aceste două teste vor fi negative, vor ieși din carantină. Bun, se știe cu câte persoane a intrat în contact acest tânăr de 20 de ani care a fost depistat cu coronavirus? Încă de aseară sunt evaluate tot ce înseamnă camere de la vedere și traseul acestui tânăr, încât sau dimineața când a venit la Matei Balș la ora 7 și 19 minute, a venit și împreună cu 7 probe. Cei care, de la care s-au luat aceste 7 probe, au intrat în carantină până la obținerea rezultatului lor. În clipa de față, la Institutul Matei Balș, 33 de teste, da? Așteptăm să vedem când anume, așteptăm să vedem aceste rezultate. O zi, câteva ore? În jurul prânzului vom avea și aceste rezultate și țin să menționez că vor mai veni, având în vedere că am extins ancheta și la tânărul depistat pozitiv coronavirus, vor mai veni și alte teste, tocmai pe contactii lui, iar dacă din aceste teste vor ieși pozitive, vom merge și pe contactii contactilor. Bun, vreau să vă întreb de altfel, vis-a-vis de acest scenariu, dacă a fost depistat negativ, ce șanse sunt ca peste, știu, o săptămână, două, să fie depistat pozitiv? De asta și în carantină vă spun că noi repetăm acele teste. Sunt și aceste șanse. Dacă el este într-o perioadă oarecum de incubație, se poate ca testarea să devină pozitivă în timp. Avem de ce să ne îngrijorăm? Nu, dar trebuie să păstrăm acea precauție. Și când spun aceste lucruri, mă refer că avem și o gripă sezonieră în care avem peste 45 de decese și coronavirus este la fel o infecție respiratorie virală, numai că teama de necunoscut ne-a transformat într-o fobie. Domnule Tătaru, persoanele astea care sunt izolate, cele 7, rude, membrii familiei acolo în casă, ce șanse sunt ca de la ei, chiar dacă sunt izolați, să se extindă? Nu există. Adică prin aer, prin cum se transmite? Nu. Este prin contactul aerogen direct, este o distanță minimă și maximă, să spunem, la care trebuie să fie cel care stă lângă dânsă ca să poată lua. Calea de transmitere rămâne respiratorie și prin secreție. Atât timp cât ei sunt izolați și monitorizați într-o carantină la domiciliu, nu există acest pericol. Bun. La ce temperaturi poate muri acest virus? Din cercetările efectuate nu numai de noi, ci și de OMS, la temperaturi peste 20-25 de grade acest virus moare. Și dacă ar fi să încercăm să combatem cumva acest virus, să-l omorâm, cam ce ar trebui să facem? Întâi să nu luăm. Da, prevenim. Avem grijă la aceleași precauții pe care le facem și pentru gripă, avem grijă să ne spălăm pe mâini, avem grijă cum suflăm nasul, avem grijă cum strănutăm, cum tușim, avem grijă să evităm aglomerațiile și urbane și locale și atunci ne referim și la aceste supermarketuri în care lumea se aglomerează în acest moment. Deci nu o să facem stocuri, mai degrabă să avem în casă un antitermic, să avem în casă un antiinflamator. Nu avem pastile, nu avem tratament, nu avem ceva. Tratament simptomatic. Pentru că de ce spun asta? Iată, în China, de exemplu, anti-HIV, anti-malarie, s-au făcut fel și fel de... S-au încercat. Este o boală virală care se tratează oarecum simptomatic. Încă nu s-a detectat și se lucrează la un vaccin, atât la nivelul Organizației Mondiale al Sănătății, cât și diferite agenții ale medicamentelor din țările europene și Agenția Europeană. Rămâne ca în următoarea perioadă și noi, la nivel național, după procedurile care le facem pe primele 10 cazuri, să ne stabilim un diagnostic precis și un tratament cât mai complex. Bun, vreau să ne explicați un pic cum e cu perioada asta de carantină. Când se trece la perioada de carantină? Perioada de carantină, după cum am stabilit-o și prin ordinul ministrului, este pentru cei care vin din zonele afectate direct, cum ar fi Wuhan, Vasul de Croazier, cele două provincii din Italia la care am mai adăugat-o și Emilia-Romana, doar cele 11 localități care sunt carantinate, plus am mai adăugat ieri Iranul și Coreea de Sud. Aceste persoane care vin din aceste zone sunt carantinate, testate la început și, cum am repetat, la 14-a zi, în două teste total negative la 24 de ore. Domnule Tătaru, mai am câteva întrebări foarte importante pentru noastră. În momentul de față avem coronavirus în mediul rural.
Da. Bun, nu avem până acum niciun caz confirmat la oraș, da? În București. Sunt șanse foarte mari pentru că acest coronavirus, iată, este asimptomatic, da? Nu avem tuse înainte, nu avem febră, nu avem dureri musculare. Nu foarte mari, dar sunt riscuri. Sunt riscuri să apară în tot ce înseamnă aglomerații urbane, atâta timp cât avem un caz care vehiculează și poate infecta. Există și aceste riscuri pe care noi nu le-am luat în calcul. Bun, vreau să ne vorbiți despre acea linie verde care este deschisă aici la Ministerul Sănătății, pentru că, iată, au fost foarte multe apeluri. Ieri, spre exemplu, aveam, sper să nu greșesc, 130 și ceva, 139, cele mai multe din București. Spuneți-ne, informați-ne, pentru că este foarte important să nu instalăm panică și să faceți acest apel la calm, tot ce trebuie să știe oamenii despre linia asta verde. Linia verde este funcțională începând de aseară, dar ca și program de dimineață va fi activă între 8 și 20, este deschisă la Institutul Național de Sănătate Publică, sunt specialiști care vor răspunde la întrebări și vor da și acele lămuriri. Măștile. Ieri am fost la farmacie. Dimineața am trecut pe la farmacie. Acum 3 zile la fel. N-avem o mască, nu găsim o mască în farmacii. Ce faceți cu măștile? Pentru că dacă se confirmă și în București, iată, sau undeva, o să mergem pe stradă, o să tușim, o să... N-avem măști, n-avem cum să ne protejăm. Să plecăm de la o premisă pe care trebuie să o știe toată lumea. Masca nu o poartă omul sănătos. Masca o poartă omul bolnav. Da, pentru a nu disemina. Masca purtată de omul sănătos poate face mai mult rău decât bine. La nivelul spitalelor, ceea ce gestionează Ministerul Sănătății, avem rezerve pentru încă două luni și ceva de măști. La nivelul farmaciilor deschise, furnizorii, fiecare farmacie și are furnizor, am înțeles că se găsesc aceste măști, dar se găsesc la anumite prețuri. Depinde de fiecare farmacie în parte de unde și cum își achiziționează. Biocid avem? Biocid avem, deja după, conform ordonanții 11/2020, avem și fondurile necesare. Noi am făcut un necesar de biocide la fiecare direcție de sănătate publică, fiecare spital, precum și la nivelul Ministerului Sănătății, și există aceste biocide la fel pentru o durată importantă. Bun, cum stăm cu spitalele, cum stăm cu personalul medical, pentru că iată, cei de la Matei Bali sunt bombardați, dacă vreți, și practic o să fie din ce în ce mai bombardați în perioada asta. Acum așteptăm rezultatul pentru 33 de teste, da? Bun, unde duceți toate persoanele astea, dacă o să avem un val, o avalanșă de teste, de persoane care vin simptomatice, fac față cei de la Matei Balș sau fac față spitalele de la suntem, noi? Suntem pregătiți pentru acest tip de avalanșă, ca să spunem așa ceva. Noi în acest moment avem peste 2500 de paturi în clinicile de boli infecțioase, din care 92 de paturi sunt de terapie intensivă. La nivel național avem peste 4000 de paturi de terapie intensivă în toate spitalele județene. Nu ne așteptăm la acest aflux, dar suntem pregătiți. Am avut inclusiv scenarii din cele mai sumbre, dar ce pot să spun, eu știu, omul de rând, pacientul ar trebui să înțeleagă că există pentru început un medic de familie, sunt niște precauții. O ultimă întrebare, pacientul zero s-a identificat, a fost acel italian. În clipa de față, cu aproximație, ne puteți spune cu câte persoane a intrat el în contact? Dacă vă spun că în Gorj, în momentul acesta, sunt 51 de persoane în carantină și 51 de persoane în izolare voluntară la domiciliu, ne putem face o idee, dar cifra se poate modifica de la o zi la alta și noi vom reveni cu actualizări. Mulțumesc tare frumos, mulțumesc mult de tot, domnule.